Seara tuturor! Mă bucur să mă aflu aici. Mulțumesc, Irina, pentru invitația din anul acesta și pentru privilegiul special pe care mi l-ai oferit cu acest documentar. E un documentar foarte frumos, e un documentar special care vorbește despre recunoaștere, despre recunoștință. Face parte din galeria documentarilor care ne aduc în aminte oameni și fapte care au fost importante în istoria noastră, în cultura noastră. Au fost și sunt importante pentru demnitatea noastră. În această seară îl veți cunoaște pe Nicolae Maginianu prin ochii multor oameni care l-au citit, care l-au cunoscut, care l-au îndrăgit și l-au respectat. Întregul documentar este însuflețit. Aproape mi se părea că este viu în sufletele și în gândurile tuturor celor care vorbesc despre el. Și asta m-a impresionat. M-a impresionat că cea care a studiat miile de pagini pe care Nicolae Maginianu le-a scris când a fost închis, a putut să facă o remarcă care mi s-a părut foarte impresionantă și care dovedește multă cunoaștere a sufletului și a suferinței. A spus, mi-am închipuit. Acolo, unde cerneală era diluată, acolo era o lacrimă a suferinței. De la Nicolae Maginianu, în suferință, și până la cel care deborda de un fel de a trăi, a fost un om care a trăit. Trăit cu demnitate și a trăit democrația, așa cum spune unul din cei care l-au cunoscut. Să trăiești democrația, cred că e un privilegiu. Și la Nicolae Maginianu nu s-a văzut nicio clipă din ceea ce credea că e important, din ceea ce el avea de oferit celorlalți. Și m-a impresionat, enorm m-a impresionat, cum vă spuneam, cât suflet s-a pus în asta. Urmașului să aibă un asemenea respect, cu asemenea considerație și recunoaștere. Față de el, este că este într-adevăr în timpurile noastre ceva care pot să-ți dorește foarte mult. Să fie atât de iubit de cei pe care i-a iubit. Cu aceste cuvinte, mă las să vă bucurați de vizionarea acestui documentar special. Mulțumesc!